Ne-am întors, doamnelor și domnilor, după pauza publicitară la Antenața. Astăzi am deosebită onoare de a avea alături de mine în studio pe domnul Dumitru Olteanu, președintele Consiliului Director al Clubului Sportiv Mioveni. Bună dimineața, domnule președinte. Bună dimineața, domnule spectator. Mă bucur foarte mult că ne-ați onorat astăzi cu prezența. Păcat că după o seară atât de tristă trebuie să discutăm despre meciul de aseară, apoi vom aborda și subiectul CS Mioveni. Încercăm să facem așa o scurtă analiză la rece, cum se spune, după jocul de aseară Grecia-România, 1-1, ne trebuiau două goluri, au fost date două goluri de greci, însă unul în favoarea noastră, unul pentru ei. În fine, cum apreciați că a fost aseară? Da, așa este. După meciul de la Pireu, șansele noastre au fost mici. Teoretic, șanse aveam, dar practic s-a văzut că era destul de greu. Am început bine meciul, am pus presiune în primul sfert de oră pe echipa adversă, dar treptat am început să ne stingem și a căzut și acel gol care, zic eu, a turnat plumb în picioarele jucătorilor. O greșeală a lui Mățel a rămas în spatele fundașilor central și astfel a anihilat poziția de offside al atacantului Mitroglu. A mușcat din nou Mitroglu. Da, neașteptat un jucător în vârf de atac care, iată, dacă ajunge în fața porții, nu ratează. Ceea ce este un lucru deosebit pentru un vârf. Apropo de Mitroglu, bănuiesc că știți povestea lui Mitroglu, că în 2011 trebuia să... era cât pe ce să fie la Steaua. Da. Era cât pe ce să ajungă la Steaua. Dacă ajungea la Steaua, acum Steaua era în grupele Champions. Da, vedeți, sunt șanse și șanse în viața fiecărui jucător și fiecărei echipe. Una peste alta, vorbind de acest meci, cred, după șansa noastră la acel autogol al grecilor, dacă reușeam să înscriem imediat, puteam intra în joc. Dar după aceea ratare din lovitură liberă a lui Latovlevici, treptat am scăzut și spre final s-a văzut experiența grecilor, jucătorii deosebiți la mijlocul terenului, acest Samaras care mi-a plăcut foarte mult în jocul de aseară. Trebuie să recunoaștem, echipa Greciei a fost echipa mai bună în cele două meciuri. Da, vreau să... Deci nu ghinion, ci mai mult neputință. Da, în momentul de față, noi am încercat să ne agățăm de anumite momente ale jocurilor, dar să pierzi cu 3-1 meciul tur era foarte greu de recuperat. Trebuie să fie o echipă puternică, cum a fost francezii aseară, care au revenit la 2-0, la 3-0 cu Ucraina și... Trebuie să ai jucători de calitate, jucători de mare valoare în asemenea situații, ceea ce în momentul de față echipei României lipsește. Așa este. Apropo de celelalte echipe calificate, s-a calificat deci Franța în urma scorului de 3-0. Franța, Croația, Portugalia, am văzut cu 3-2 și Croația, da. Cristiano Ronaldo a scris 3 goluri. 3 goluri. Deci a fost un meci și Ibrahimovic. Era 2-1 pentru Suedia la un moment dat. Și Ibrahimovic de la suedez 2 goluri. Iată, a fost duelul celor doi mari jucători câștigat de Cristiano Ronaldo. Deci până la urmă a fi mondial. Vorba acelui comentator, 4-2 pentru Cristiano Ronaldo. A scris 4 goluri, iar Ibrahimovic 2. Exact, pentru că a fost și golul de acasă atunci când a fost 1-0 în tur. Da, ne-a lipsit determinarea aseară, ne-a lipsit... Eu zic că determinarea am avut. Bine, nu pe tot parcursul meciului. Spectatorii au fost aproape de jucători, bineînțeles, cu momentul acela înainte de pauză. Dar una peste alta, v-am zis, trecem printr-o perioadă dificilă ca fotbal în România. Vedeți, generații de jucători, odată la 20-30 de ani, au apărut generația din 70, cu Dobrin Lucescu, cei care s-au calificat la campionatul mondial din Mexic, și generația din 94, cea a lui Hagi, Gică Popescu și Răducioi. De atunci suntem într-un vid de fotbaliști de mare valoare, de o generație excelentă și deocamdată ne căutăm. Dar chiar spunea cineva că ne-a lipsit Gică Hagi aseară în teren. Da. Un jucător care să facă diferența. Absolut. Să știți că nici Marica nu prea a jucat cine știe ce. Da, într-adevăr, așteptam mult mai mult de la el. Nu prea a avut nici mingi, prea mult oportunități de a înscrie, dar una peste alta cam slăbus jocul și lui Marica.
Mi-a plăcut Tănase, să știți, s-a zbătut Tănase. Da, pe postul acesta de... Hoban iarăși a fost un închizător foarte da. Bun. Da, bine, pentru experiența lui la nivel de jocuri naționale, bine, zic. Și Chiricheș a jucat la început mai bine, da. După care s-a simțit că acea mască îi creează unele neplăceri. Dacă nu creștem copii, să ajungem de la centrele de copii juniori, să punem baza pe aceste centre, foarte greu va fi să mai producem fotbaliști de înaltă calitate. 98 a fost ultima noastră participare. Da, 98 în Anglia, Franța, da. În Franța a fost. În Franța, 98 nu. În Franța. Poate ne ducem în 2018, după 20 de ani. După 20 știți de cum ani. Se zice? După 20 ciclul de nostru cam la 20 cam de ani. La 20 de ani, la 20 da. De ani. Să vedem dacă... Da, nu, generația actuală cu siguranță. Păcat că avea o șansă bună. Toți și Maxim s-a dorit, apropo, că toți spuneam că Grecia este o echipă facilă, dar cine nu o cunoștea, Grecia nu a pierdut ultimele meciuri din campania de calificare, e o echipă dificilă, se apără foarte bine și iată contraatac decisiv. Am vrut Grecia, domnule președinte. Toată lumea a vrut Grecia, în afară de Pițurcă, trebuie să recunoști. În afară de Pițurcă, da, nu și-a dorit, și-a dorit mai mult Ucraina. Și ați văzut Ucraina. Da, era. Nu poți să știi, da. Nu puteam să știi care va fi evoluția după jocul, dacă picam cu ucrainenii, că ați văzut, au luat-o cu 3-0. Da, am pierdut. Ce face Pițurcă acum? Toată lumea a strigat demisia după meciul de aseară. Da, într-adevăr, el are un contract foarte bun, am înțeles și eu la Federație, dar probabil cei de la Federație vor analiza această situație și probabil de comun acord vor găsi o modalitate de a continua pe Țurcă sau de a se retrage la echipa națională. Probabil ar fi nevoie de altcineva în acest moment. De mondiale am văzut că nu avem față, dar de europene, domnule președinte. Măcar să merge la un campionat european. Da, deși într-adevăr. E greu de spus. E greu și la campionatul european. Să te califici la un campionat mondial, campionat european, trebuie să ai o echipă foarte bună și jucători care să facă diferența. Aici ne lipsesc. Jucători. Așteptam mult de la Maxim, a spus, dar... E greu. Dacă cum a spus și Mircea Lucescu, nu puneți presiune pe un jucător, e destul de tânăr și să nu așteptați să facă minuni el într-un joc. Nu este Gică Hagi. Nu este Gică Hagi, evident. Dar asta este, cu părere de rău, trebuie să ne recunoaștem învinși. Grecia a fost într-adevăr mai bună și le dorim succes, trebuie să dăm dovadă de fair play. Nu putem spera, după cum am jucat în cele două meciuri, n-am mai mult. S-a văzut că echipa Greciei este echipa mai bună, vorba cineva, vedeți că noi alergam după ei, nu exact, ei după noi. Exact. Au experiență, au câștigat un campionat european în 2004. Deci la Caragunis, deci, 37 de ani și cum a jucat. Și de demonstrați o experiență nemai întâlnită, nemai pomenită la jucătorii. Mulți au zis, poate ne-a lipsit și nouă Mutu. Mutu la pauză dea mesaje pe Facebook că vine să sparg ceva prin casă, nu mai pot de nervi, nu știu ce-o fi mintea lui Piți, dar nu mai pot. Da. Dacă Mutu juca la un club meci de meci și era titular, eu cred n-a că nu avea nici jocuri în picioare. Da, asta e adevăr, nu putem să-i imputăm lui Pițuri că nu l-a luat. Dar 10 minute dacă era să fie luat, poate una peste alta, Mutu e un jucător care poate face diferența. Da, exact. Țineți minte, Gică Hagi s-a reîntors la Națională după 2 ani și a făcut un meci excelent contra Ungarii. Da, deci putea totuși. Bine, după război, știți, cei mai bine selecționerul și cei din jurul lui cunosc jucătorii din lot și probabil au și greșit. Asta e clar că au și greșit vis-a-vis de abordarea tehnico-tactică a meciului, de selecție, poate. Dacă avem pe Borceanu și Pintiri la mijloc, domnule președinte, făceam o figură mai bună? Poate da, poate nu. Prea mult, cum am zis, nu avem ce să-i reproșăm lui Hoban sau lui Tănase. Nu, au muncit, s-au zbătut. Da. Dar, cum am spus, dacă era Borceanu, dacă era Pintiri, dacă era altcineva, e greu de spus. Așa este. Mingea este rotundă pentru toată lumea și da. S-a văzut diferența. Acolo, la campionatele acestea mondiale, ajung doar cei puternici, cei valoroși. Da. Au știut să țină mingea foarte bine. Ce să mai Samara, că tot a spus noastră. Deci un jucător excepțional. Nu degeaba joacă unde joacă. Și o apărare foarte bună. Sunt recunoscuți. Au cele mai puține goluri primite, am înțeles. Doar noi am luat... 3 goluri de obicei câștigau cu 1-0. Diferențele valoare, ca să
Ca da. Să concluzionăm, domnule. Echipă pragmatică. O echipă pragmatică. Știe ce vrea pe teren și iată că în ultima perioadă și-a îndeplinit și obiectivele. Sigur că da, asta este, stăm acasă, vedem mondialul la televizor, că n-am cam obișnuit de vreo 16 ani. Da, înainte ne uitam pe Bulgaria, acum de bine, de rău, ne uităm pe programele noastre. Ah, și stai să vedem dacă mai transmite cineva cu campionatul mondial. Transmite că este... Ați văzut problemele financiare din ultima perioadă. Așa este. Eu am spus și la începutul acestei emisiuni și ca o concluzie și ca acum... primul subiect din discuția noastră. Aseară, Mitroglu a fost mai bun decât Suleiman. Da. Cel puțin aseară a fost mai bun decât Suleiman. Într-adevăr, Mitroglu în fotbal e bun. Și să încheiem acest capitol cu România. La revedere! Asta e situația, trebuie să ne pregătim, trebuie să vedem unde am greșit, trebuie să punem baza pe centrul de copii și juniori, că numai așa putem ajunge la un nou campionat mondial. Peste 4 ani trebuie să creștem, să vedem ce avem la vârsta de 17, 18, 19 ani la centrul de copii, să îi pregătim foarte bine, să le acordăm șansă celor tineri să joace și să sperăm că vor ieși câțiva fotbaliști buni, un Gică Hagi, un Gică Popescu, din aceste generații. Și ca să facem ușor trecerea și legătura cu următorul subiect, cum merg lucrurile la Mioveni în această privință, domnule? Vis-a-vis să discută centrul de copii, că tot am început această discuție cu centrul de copii. Noi de 2 ani de zile am pus serios bazele unui centru de copii și juniori puternic. În prima fază am dus câțiva antrenori de renume, foști mari fotbaliști ai Argeșului, ca Telu Stancu și Radu Dui. Telu Stancu a fost șeful centrului de copii, acum este în funcție de director executiv al clubului. Aria de selecție Mioveni, trebuie să recunoaștem, este destul de mică. Am extins aria de selecție în județ și în afara județului. Am pregătit infrastructura, avem un teren de dimensiuni normale sintetic și acum și un teren de iarbă excelent la grupul școlar la Coribaș, acolo unde are cantonamentul și echipa de fotbal. Încă câteva terenuri sintetice pentru cei mici în oraș, pentru că dacă nu oferi condiții de pregătire, nu poți să ceri antrenorului să performanță. Și iată că după 2 ani roadele încep să vadă. Dacă în primul an eram pe la coada clasamentului la grupele de juniori, pot să vă spun că la juniori A, cei de 18 ani, suntem pe locul 3, iar la juniori B suntem pe locul 1. Deci există toate condițiile necesare ca aceștia da, să crească. Da, așteptăm, avem copii foarte buni la aceste grupe de vârstă și sperăm că ei să fie viitorii fotbaliști ai echipei din Mioveni. Care să joace mai întâi la aceste Mioveni, apoi la echipele în prima fază trebuie să joace la Mioveni și după aceea, sigur, trăim într-o economie de piață, trebuie să și vinzi jucători ca să poți să trăiești și nu pot ajunge la fotbal de mare performanță dacă nu ajung la o echipă care se bate pentru campionat, pentru cupele europene. Așa este. În ceea ce privește pe CS Mioveni, știu doar că a reușit să înceapă cu bine returul acestei ediții de campionat și a bifat un prin succes în partea secundă a sezonului. Am învins Minerul Mutru cu 3-1, parcă a fost. Da, 3-1. Și lucrurile, zic eu, poate că se îndreaptă spre un făgaș normal. Sperăm, a fost un tur de campionat sub așteptările noastre. Un început de campionat foarte slab, cu 2 înfrângeri neașteptate, chiar în prima etapă acel meci de la Mutru. Speram și iată că am reușit să ne luăm revanșa în fața fotbaliștilor la Mutru. Cu puțină șansă puteam reface scorul, tot 4-0. La 3-0 am avut o ocazie mare prin Aiza și Alin Popa. Puteam face 4-0 și altfel era egalitate. Scor, una peste alta, contează punctele. Nu jucam la calificare cum a jucat România aseară, contează punctele în clasament și sper că acești jucători, odată cu începerea returului, să, într-adevăr, să trezească puțin și să arate pe teren ce așteptăm de la ei. În momentul de față, Mioveni este pe locul 9, da, pe locul 9, la secunde. 4 puncte de play-off. Mai sunt 4 meciuri de disputat în această perioadă. Sâmbătă la Olt, după aceea cu FC Bihor acasă și după aceea 2 deplasări la Râmnicu Vâlcea și la Arad. Sperăm că din aceste 4 meciuri
să acumulăm 7-8 puncte care să ne ducă în primele 6 echipe. După să putem după această perioadă să facem o analiză, să vedem ce jucători au dat randament și cine nu a dat și să analizăm șansele noastre pentru a accede în play-off, știind că mai sunt încă 6 etape în primăvară. Și în pauza de iarnă aveți de gând să întăriți oarecum lotul? În funcție de poziția în care ne vom afla în clasament, normal, la ora actuală ce se vede, ne mai trebuie 3-4 jucători, dar jucători buni. Nu mai mult, pentru că ca și volum sunt jucători destui, ne mai trebuiesc 3-4 jucători de calitate. Ce s-a schimbat de când a venit domnul antrenor Ion Moldovan la echipă? Cum apreciați evoluția echipei de când a preluat-o pe CSM-ul? Pe ansamblu a fost o evoluție bună, cu anumite sincope, meciuri câștigate acasă și înfrângeri sau meciuri egale în deplasare. Aici stăm mai rău la meciurile în deplasare. Nu am reușit în acest tur de campionat decât 2 meciuri egale. Nu au reușit să învingem, pentru că dacă nu legi 2 victorii, victoria de acasă cu victoria în deplasare, e foarte greu să urci în clasament. Și acolo se vede și valoarea unei echipe, legând victoriile. Așa este. A fost o schimbare pozitivă? Da, pe ansamblu a fost o schimbare pozitivă. Este mai multă disciplină la echipă, lucrează foarte bine tehnico-tactic. Știe, este un om serios, un antrenor care a antrenat la un nivel înalt, a fost la lotul național de tineret în 2 perioade ale sale, a antrenat echipe mari ca și Dinamo, FC Argeș pe vremuri când era o echipă bună și am reușit și promovarea în 2007 cu dânsul la Mioveni. Exact. Da. Deci are experiența necesară pentru a face ceea ce dorim noi. Apropo de baraj, domnului primar a mai trecut supărarea după sosirea domnului Ion Moldovan la echipă? Știu că a fost cam nemulțumit domnul primar Georgescu. Da, vă închipuiți, dânsul își dorește, cum ne dorim și noi, să câștigăm fiecare meci. E foarte greu în fotbal acest lucru. E supărat când echipa evoluează prost și mai ales când se pierde un meci pe teren propriu. Dânsul are încredere în domnul Moldovan, pentru că a fost de acord în momentul când l-am adus la Mioveni și sper ca și domnul Moldovan să-i arate prin evoluția jucătorii în teren că merită încrederea pe care o acordăm. Așa, deci am mai trecut supărarea, domnule primar. Așa, ce să facem? Se mai întâmplă, să mai și câștigăm, să mai și pierdem. Dar nu a fost chiar un meci decisiv sau un meci important, decisiv. Nu trebuie să pierzi meciuri, să zic, consecutiv. Echipa trebuie să arate care valoare, să revină după un meci pierdut și să încerce să ușor să ajungă acolo unde este locul, în primele 6 echipe ale serii. Pentru că, să fim serioși, deocamdată sunt echipe mai puternice la ora actuală, ca și Lot în seria 2. Este o serie foarte puternică. Gloria Bistra, Craiova, cele două Craiove, ASEA Târgu Mureș, da. Și echipe bune, echipe puternice, care își doresc orașe mari, care au și potențial financiar și doresc promovarea. Noi în vară am încercat să creionăm un lot competitiv. Nu aveam ca obiectiv neapărat promovarea, dacă se ajunge acolo sus. Vreau să vă întreb exact când putem vorbi de promovare în Liga 1. Se poate vorbi și în acest campionat, dar este destul de greu în funcție de locul pe care termin iarna și de ce jucători aduci în perioada de iarnă. Dar ca să faci un lot, să zic așa, competitiv, trebuie să aștepți 2-3 ani de zile și după aceea să atași promovarea. La noi a trecut un an de zile, este un al doilea an de reconstrucție. În mod ideal, anul următor ar fi să atacăm promovarea. De ce spun asta? Pentru că acum 2 ani am adus o serie de jucători de la școala Dani Coman, în jur de 6-7 jucători, toți de 17-18 ani. Anul acesta am adus de la FC Argeș 4 jucători tineri de 21 de ani, plus cei 2-3 care aveam noi în lot, plus jucătorii cu experiență, să creăm un lot echilibrat. Dar vedeți, fiind mulți tineri în echipă, evoluțiile lor sunt oscilante. Așa cum a fost Maxim aseară.
Da, cu momentele jocului bune, cu momente în care... Mai puțin bune. Mai puțin, deci, realizări personale puține, la maxim. Exact. Deocamdată, care este obiectivul? Ești clasarea între primele șase? În momentul de față, clasarea în primele șase și accederea în play-off. După aceea vom vedea, în momentul când ajungem acolo, în funcție de lot, de puncte, de situație financiară, ce se va... Situația financiară, ca spuneți, cum se prezintă în momentul de față? Ca peste tot, sunt probleme, este foarte greu. Oamenii greu dau bani, mă refer la firme, la către fotbal, toată lumea, să zic așa, este puțin subiectivă vis-a-vis de fotbal. E teamă să investesc în fotbal, da, pentru mult că... mult mai reticenți, mult mai reticenți. Da, da, pentru că e greu să aștept. Profitul de la fotbal vine după câțiva ani de zile. Trebuie după ce ai crescut copiii, ca să poți să reușești să vinzi jucători și după aceea să obții un profit. Exact, trebuie să fie răbdare, să ai răbdare cu fiecare jucător și să... Bani din televiziune vin foarte greu la Liga 2 și vin foarte puțin. La Liga 1 vin destui bani și de aceea toată lumea își dorește să ajungă în Liga 1. Când vă întoarceți pe stadionul din Mioveni? Pentru că lumea poate că așteaptă să... Da, într-adevăr, și noi simțim la Pitești că poate nu altele... Nu că nu v-ați simțit bine, dar... Da, da, nu putem spune asta, dar stadionul din Mioveni este aproape, tribunul este aproape de teren și probabil ajutorul publicului era mult mai mare acolo. Deocamdată la Mioveni sunt ample lucrări de, să zic așa, de remodelare a stadionului, se acopere tribuna 1 și tribuna 2, chiar în momentul de față sunt macaralele pe teren, lucrează la acoperirea tribunei. În primăvară va urma decopertarea suprafaței de joc și... La fi încălzit gazon. Se va monta o instalație de încălzire și se va reface instalația de drenaj plus covorul de iarbă. Probabil noi sperăm ca în toamnă să ne mutăm, toamna anului viitor, dacă nu, s-ar putea și în primăvara 2015, da. Așa că... Noi am sperat în toamna 2014. Bine ar fi. Depinde cum vor decurge lucrările la refacerea suprafeței de joc. Și să ținem cont și de condițiile meteorologice. Da, normal. Ajută foarte mult. Cu alte cuvinte, Mioveniul avea un stadion european, modern. Nu știu dacă s-a putut spune european, dar un stadion modern în care să ne putem prezenta cu o altă față. Sperăm să montăm și o tribună electronică frumoasă, adecvată pe o tabelă electronică frumoasă în care să, pe lângă tribunele acoperite, lumea să privească ca la un adevărat spectacol, că de asta și vin la stadion, să urmărească un spectacol sportiv. Eu știu foarte bine că la Mioveni ambițiile sunt foarte mari, dorința este foarte mare, domnul primar luptă ca un taur, ca un... Vrea tot timpul să aibă într-adevăr, rezultate pe toate planurile, numai în... Își dorește performanță, dar asta și muncește zi de zi, ca toate lucrurile să fie bine. Mioveni arată altfel, este un oraș plin de dezvoltare. Pe lângă... O să revine municipiu? Pe lângă stadionul orășenesc, că se va construi o sală a sportului de 2000 de locuri, plus un spital nou. În perioada următoare se va deschide și centrul cultural la Mioveni, s-a deschis și acel pod de la Bemu, deci sunt lucrări foarte ample de investiții și... Tot respectul pentru dumneavoastră, pentru primar, pentru toți cei implicați pentru ca orașul Mioveni să devină municipiu și pentru tot ceea ce se face acolo, jos pălăria, cum se spune, pentru Mioveni. Și vreau să zic jos pălăria în scurt timp și pentru ce este Mioveni. Deocamdată nu pot să o dau jos. Deocamdată nu, dar sperăm, v-am zis, odată cu creșterea acestor tineri și Mioveni să fie acolo sus unde este locul. Nu știu dacă mai am timp de o întrebare, de Gino Iorgulescu vreau să vă întreb în fruntea LPF-ului, cum vi se pare această alegere? Ce zic eu, este o alegere bună, este un fost mare fotbalist, un fost președinte de club, știe, a trecut prin toate aceste filiere, știe ce are de făcut, sper să-și formeze o echipă care într-adevăr să-l ajute și să redreseze fotbalul românesc începând de la baza de jos, de la centrul de copii juniori. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, rămâneți la Neața cu Răzvan și Dani. Ne întâlnim mâine de la aceeași oră. O zi frumoasă tuturor. Pe curând!